Salut și bine v-am găsit la un nou video clip pe acest canal. Astăzi sunteți la episodul cu numărul 9, dar mai știu, da. Și astăzi, cum ați văzut și în thumbnail și probabil și în titlu, o să avem ceva special azi. Pentru că nu se numără bunca pe noi, poate Molten, da, Molten, nu, no, mă tap. Și hai să echipăm și manichinul ăsta cu ceva, zic și eu. Începem aici Vanit Items și aparent avem, ok, avem să-i punem chestplate, avem să-i punem the snot, să vedem cum arată așa, n-avem să-i punem pantaloni, dar nu contează, să-i pervers, oh shit, what the fuck, mă arată, ok, bun, astăzi o să ne ocupăm foarte mult de acest NPC, acest NPC vinde ceva foarte, foarte important, ce o să avem noi, dar înainte să începem, vreau să apăsați acolo butonul like, să strângem câte like-uri doriți, să strângem multe, 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 multe like-uri, să vă abonați în caz că am făcut deja și hai să recapitulăm ce am făcut în episodul trecut. În episodul trecut, mi se pare, că nu prea am făcut ce știe ce? Lol, am minat, ne-am dus și am minat foarte mult pentru Helsa, nu? Nu știu am mai făcut ceva gen altceva. Dar cam asta mi-am amintesc eu. Și Bloodmoon, parcă și Bloodmoon, ceva jos. Ok. Dar, în episodul trecut mi se pare că l-am găsit și pe el, nu? Ah, mai văzut toată boss-ul. Boss-ul, da, ok, mi-am amintit. Bun, și mai avem, acum l-am găsit pe răspăsit acolo. Bun, și ăsta, hai să vedem. Am apăsat noi în episodul trecut pe Eternal Crystal și la 5 Defender Medal. Bun, noi dacă nu ceva așa frumos pe el și nici la shop, o să vedem că el ne vide ceva foarte, foarte interesant. Un cristal Eternia Crystal, care o să cumpără noi vreo 5 acolo să fie. O bere, ați spus o bere. Și niște arme. Eu din câte știu, cea mai bună armă din toate astea de aici, desigur, când o să intrăm în hard mode, tot lotul ăsta aici va fi ocupat de alte armuri, arme, etc, etc. Deci ăsta va fi plin. La sfârșitul harmonului va fi plin și o să ne interesează foarte mult. Noi, în pre-hard mode, o să încercăm să facem aproape, îl facem la jumătate acolo, după că aveți și Travel Manager, așa că vreau să vedem ce vine. Defender Forge. Defender Forge, cum scrie și în descrierea lui, storage items can only be accessed by you. Deci, atunci când iau o chestie să-și pun pe jos, pun eu chestiile mele înăuntru și doar eu pot să umblu la chestiile mele. Bun, noi o să ne cumpărăm această armă, că eu știu că e cea mai bună, și Eternia Crystal Stand, unde spunem Eternal Crystal. Bun, așa, și acum noi trebuie să găsim un zon plat, dar hai să facem și noi chestia asta în prima oară, încă n-am. Și să ne uităm, ok, uite aici, bun, merge rapid până la el. Și noi trebuie să găsim o zonă plată, bine, plată, mare și cam de aceea înșită. Mai sunt niște vide, domnul, avem nevoie de asta, break panda n-avem, încă și ceva, bun. Deci, am luat așa, nu știu ce era aici, aparent ce era acolo, mai rău ce avem în inventar. Defended Forge? Ah, da, ok, Defended, da. Ok, tu ești la accesorii, până la accesorii aici. Chestia asta și ăsta și încă pe două item pot să facem ceva interesant la un moment dat. Bun, hai să vedem pe hartă un loc foarte gol. Și locul ăla este ăsta. E cel mai apropiat. Și mi se pare mai ok decât ăsta. Sau, poate nu e. Poate nu e. O să mergem, hai să mergem în partea asta să văd dacă e chiar așa de ok. Adică și zona asta, dar mi se pare că e prea mică. Că aș vrea să fie relativ aproape de casă. Ia să ascunse, dacă noi facem niște terraforming așa, aici. Ar putea să reușim să sumonăm aici, ar fi ceva. Că, na, e foarte important să fie destul de aproape. Efectiv, acum o să mă numesc un monstru. Pentru că tai copaci și nu replantezi. Probabil acum urât, de ce nu replantezi copacii? Copacii viață, nu copacii.
egal cum sub loc, cel puțin de rare. Bun. Acum am cam defișat toată pădurea de aici, sau pădurea care era, ceea ce nu eram. Hai să zicem mai așa, frumos. Așa. Și mereu o să vină un boss. Deci, poate acum o să bătim un... Deapt, o să bătim un mini-boss, zic așa, că nu e un boss, un boss. E mini-boss. Așa că... vreau să fac o arenă mică, 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 dar... pentru a mă ajuta mai târziu. Vreau să facem și aici. Bun. În caz că mă întrebați de ce mai am hemorrhoid, pentru că atunci când se batem Wall of Flash-ul cu ultimul post din pre-armor, o să dea un hammer parcun, așa că de ce să schimb. Că mai avem, noi mai avem puțin, adică astea, hai să vă zic câte episoade mai avem, că deja l-am plumit tot. Mai avem, în afară de ăsta, 3 episoade și intrăm în armor. Știu că pare mult, dar o să facem ceva foarte interesant. Înăuntru de aia, o să revișim și pădurea aici. Poți, dacă poți, de vreau, pe un coramin. Azi, bun, altceva. Hai să vedem, spargem pe ăsta, bun. Dai Trader Hazarai. Bun, Dai Trader e un dracă de nedet cu colare. Bun, deci... hai să batem normal, noi odată. Deci, parte, prin ce legem. Oh, și merge. Merge și voi perfect. Bun, perfect, asta vreau să știu. Punem unde stai terminat este aici, pentru că stai un fel de exploziv. Am trebuie să apărăm. Ok, nu știu cu ce armă. A, apărăm cu asta. Ok. Nu... trebuie să nu-i lăsa să atingă Eternal Tresor. Ia să-l atingă, să... îi dă damage, că poate să-l atingă. Are o anumită viață și Eternal Tresor. Bun, și dacă vedeți, dar ne dropează ceva foarte interesant. Adică Eternia Mana. Adică Eternia asta Mana, putem să punem mai multe explozii. Ok, mai puțin și se termină wave-ul. La început, în primul va fi... nu știu exact câte wave-uri, să spun zic așa, 5, nu? Parcă da, așa era 5. Și în Harkman va fi 10, poate și mai mult. Nu știu exact. A, oricum, o să vedem noi. Bun, vreau să mă pun încă unul în partea asta, pentru că în partea asta mi se pare cel mai aproape de cristal. Bun. Sau partea asta? Da, nu, partea asta e mai aproape. A, nu contează. Pe acolo vine și boss-ul, deci nu. Mysterious Portal. Portal. Și bam, 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 băiți. Oh, shit. Ok, bine că am ieșit pe sirpa acolo. Oh, ăsta aruncă cu bombe și aruncă de la depărtare și îmi place. Ok, și văd că trebuie să-i dăm două hituri. Da. Plecați. 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 Pare ușor, dar... Vă-ați cred că nu e chiar așa ușor cum pare. Vă zic eu. Chiar nu este. Come on, bun, perfect. Mai pun încă unul aici. Bun, și cu fugă de partea asta că am lăsat câțiva. Da, am lăsat doar unul. Fii la mâncă. 86 de mici. Ok, te a plecat. Mai punem încă unul în partea asta. Și acum ne pregătim pentru următorul wave. Hai, vedem aici, mai ai 6-5 secunde. Bun. Let's go. Asta mai și berea. Așa, ne dă buff-uri. Chiar ne dă buff-uri. Și avem chestia asta. Creative stock. You have slot to power off creatures. What? Da, eu știu că nu pot să sparg aici momentan, dar... Ok. Wow, chiar așa OP. Wow, de unde poate să tragă și cât damage dă? Mi-a dat 100 damage. Poți să o chestia asta, nu? Am dat chiar și de până de mici cum care eu. În partea asta văd că nu e nicio problemă. Ok, 23.
trebuie să mor un pește grași. De fiecare wave apar... Ok, nu se rase, da? Ca să știți. Am spus grași pentru că sunt... Da, ok, bun. Ok. Defender medal, da, ne dă niște defend medal. Un merge să și pe astea aici am. Și mai punem încă un, încă... Mai spun încă două. Și o să... Sunt aproape toată... Tot wave boost-ul în partea asta. E și mai aproape. Ok, și vedem acolo vine Eternal Goblin, Eternal Goblin Bomber, Eternal Giraffe nu știu ce și Eternal Waver, adică un dragon. Uite, a, l-ați văzut puțin acolo. În partea asta nu o să-l vedeți deloc, pentru că sunt multe. Da, e ce șansă. De-a fapt, la poate are noroc să iasă pe acolo să-l vedeți și mai bine. E ăla cu mob pe el. Are mob. 4 mana eterna. Cât de mult ăsta? 50. Am mai bine. O, nu mai am bere. Ce că eu vreau bere. E bună și ferea aia la cea. Duți-mi o bere, ne vedem. Boss, vină încă. E bună berea. Chiar e bună aceștia. Îți dă un buff, increase melee abilities, load și bam, avem 50. Ok, 7, nu o să avem timp, sau? Dacă fac eu puțin așa. Pus asta mâna. Bun, am avut timp. Oh! Am găsit să mai multe perla noi. Pe așa. Runda asta se vine Dark Mage. Adică va fi, el e un univos. Uitați-l. Foarte puternic. Dar reușim noi să-l batem. Și smonează niște scheleți. Am pus să te-am ratat. Ok, am tot, am tot, am tot. Încă unul. LOL. Cam așa, putem, putem, putem. Ok, am tot, am tot. Iar. Oh, shit. 3 ori, mă. Ok. Bun. Și acum, practic, asta se întâmplă. Am vrut să fac ceva acolo, dar... Ne, nu mai ieșit. Bun. The old army on har... Sau nu? Da, the old army has been defeated. Bun, și n-a dat war table. The table banner. Ok, chestia asta ne va ajuta. Sau poate nu. Nu știu exact. Dar noi mai avem încă 4 cristale, așa că o să facem un episod sau destul de mult la ei. Dar ne-a dat, cum vedem aici, Defended Medal. Bun. Defended Medal astea o să le consumăm. Nu o să le ținem până o să luăm toate armele de genul. De dacă tu ai nevoie doar de două, adică Explosive Trap Rod și Flame, nu știu cum. Rod. Nu știu, mergem acum și vedem. Pantera, tot de la. Bun. Pantera e un boss. Bun. Deci, mergem la asta. Ce? O să dăm 10 beri. Sunt golan la volan și trebuie să dau 10 beri. Și Flame Burst Rod. Da, exact. Bun. Chisai să putem să le vindem. 7 gold, dar mai vedem, vedem. Avem nevoie de level, doar două avem nevoie, deci restul trebuie să le vindem. Bun. Ce? Nu. Nu vezi. Ok. Bun. De ceva? Nu. No. Fuck. Ah, e prima așa să fie frumoasă. Se arată bine. Să arate. Bun. Acum luăm ăsta. Wooden platform. Și vreau să facem în felul următor. Pentru că aici se spawnează ăla. Eu vreau să pun așa. Aici sus. Bun, uite așa.
Bun, pentru că m-a va ajuta pe mine, dar voi putea pune mai multe unități, să zic așa, adică plimba sau asta, pentru că să nu mai puternice decât exploziv. Bun, și hai să mai dăm o dată. Și pam, pam, asta mi-e și ne opere. Te mai aici, că e război aici. Ok, vom pune. Ok. Prima rundă vreau să fiu în cir, nu vreau să ne consum chiar atât de multe. Ia uite cum vii, ia aștept aici. Ia uite. Acasă. A, mamă, ce bine a mers. Acasă. Acasă. Cât aveți sau ăștia? 30, da, deci să se explică. Eu dau 90. A, ok, nu știu. Bam. Bun. Îi lăsăm așa momentan pentru că... Nu. Aman, voi ce vreți? Acasă. Un babi o să ne dea ceva de mic acolo, dar nu mă tare de profund, dar nu o să dea mult. Rot. Își dea regen? Da, dă regen. Oh, ok, that's nice. Bun. Deci, acum ne trebuie maxim 2 și cu un play burst, eu zic, ajunge. Adică și cu unul, uite, vedeți că aproape mor. E amici. Și tot să moară. Ok. Partea asta nu cred că mai avem treaba, nu? Ok, nu. No. Hai să-i curățăm pe toți aici. Hai să mergeți partea asta să vedem cum se descurcă băieții. Și tot ok. O, cum vine pe mine alea. Am 15. Bun. Bun. Și un flame burst acum. E, acum ce aș vrea să-mi iau damage. Să pun și-o mai rapid decât viață. Și a făcut asta aproape toată, am zis. Bun, și aici sunt 3. Bun, am crescut, sunt doar 2. Hai să mai punem încă unul aici. Bun. Și acum nu o să mai avem treaba cu explozivii. Deci, explozivul o să mai pun unul în partea aia, sau? E două, nu? E două, ok, nu o să mai punem. O să lăsăm așa cu două sau trei, cred să fac. Flame Burst aici o să ne intereseze. Sunt vreau să vedeți și voi ceva ce Flame Burst. Eu zic că e destul de bun Flame Burst, mai ales că lasă foc. Dă cu foc. Nu, lasă-mă. Am putea să punem acum unul, o să vedeți. Nu știu unde să-l pun aia, cum puteți să-l pun. Și arată chiar bine, auziți. Că arată bine. Bun. Hai să dăm. Aici nu mai are ce treabă. Bun, mergem repede în partea asta, că ne-am luat damage. Bun. Luăm toate astea de aici, nu mai avem treabă, deci în zona asta nu mai pune nimica. Și acum ar trebui să vină dragon. Okay, deci încă n-am ajuns la ultimul wave. Și acum, efectiv, băieți, let's do it. Deci, spam, spam. Bun. Dacă mă întrebați de ce am pus și astea de sus aici, o să vedeți mie, dar fiind o zonă plată, nu cred că o să avem treabă. Sau poate. Pe gen, nimerește mai rapid. Dacă are treaba, da. Oh, shit, m-am merit. Oh, dragonii aparent 3. Ok, lasă-l dragonul. Am crezut că nu mai avem treaba aici. Come on. Nu pot să filmez și eu, sau? Și băieți, chiar era să-i răspund. Nu știu de ce, dar mi s-a părut că ne-am filmat. Așa cum chiar să-mi filmez. Nu mă, fiți ok, m-a sperat puțin acolo. Come on, hai.
Aman. Haide, bă. Păi, știu. Și bun. Bun, 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 luăm Defender Metal, thank you very much. Bun, și acum putem să punem 3, punem una, o să se întoarcă ea. Una aici și una aici. Aote, dar să vedeți pe toți cum trag acum. Flamebust e preferatul, nu știu cum să fie preferatul în Flamebust. Ok, cât mai e 5 secunde, 4, 3, 2, 1 și acum vine și... Dark Mage-ul. Okay. Nici o șansă. Mă bag aici în altă parte, o să mai fac o zi încă trei. Ba nu, mă partea asta altă. Bă, bă, alu, 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 ce e aici? Da. Oh, shit, nu stă acolo. Da, pot să facă, fac să... Pasă până mine. Eu încă am dat mai aici. Ah, așa, s-a pus să arate. Bun, și acum... Ok, nu știu dacă am prins-o, o să mă uit după aia. Dacă l-am prins. Dar... Da, băiți. Dacă a plăcut, nu uitați să apăsați acolo butonul de like, să strângem, nu știu, câte like vreți să fie, nu știu, vreau să spun și un număr așa, dar momentan nu se strânge like, așa că nu prea pot să spun un număr. Dacă a plăcut, nu uitați să apăsați un like, cum a spus, câte like vreți voi, să vă abonați în casă, ca să crezi așa. Eu am fost Andrei Albait, v-am lăsat, pa, pa!